Salut, ai frumoși! Ce mutiți voi? Toate bune? Hai să ciocnim și noi un pahar de Pepsi, în cazul meu, că eu nu beau alcool. Pentru 2021 să fiți iubiți, toate cele bune, să fiți sănătoși. Hai că am pescăit chiar ca un animal. Băi, fraților, pentru mine 2020 a fost un an foarte bun. Îmi pare rău că n-a fost pentru toți așa. A venit treaba asta cu pandemia. S-a lăsat cu teroare psihică. S-a lăsat cu... Știți și voi cu ce s-a lăsat. Mie în 2020 mi-a fost ok. Canalul meu principal, OLITV, s-a dus la peste 10.000 de subscriberi, ceea ce pentru mine e un vis devenit realitate. Toate joburile pe care le fac se petrec online și nu am contact cu oamenii. Mi-a fost ok. Îmi pare rău că n-a fost pentru toți la fel ca pentru mine. Cum m-a schimbat YouTube-ul? Băi, YouTube-ul m-a schimbat foarte mult pe mine din punct de vedere mental. Că atunci am putut să fac diferența dintre prieteni și dintre așa zis și prieteni. Ăia care se dădeau prietenii mei. Frate, când ai un prieten, îl susții necondiționat, 100%. Când face vreo greșeală de asta capitală, îi fuți una peste ceafă. Din păcate, prietenii mei au ales atunci când am făcut YouTube, marea majoritate, 90% dintre ei au ales să mă bârfească. Vreo câțiva chiar au avut tupeul să o spună și în față. Ce faci, frate, ca o discuție de asta, nu o bârfă, că nu își permite nimeni cu mine să o ardă ampulea, că îl fut în gât. Bă, zice, YouTube la vârsta noastră, noi, mai gândește-te, mai vezi de jobul tău, ești profesor, ești... Știi? Dar brusc, când au văzut că primul canal se duce la peste 10.000 de subscriberi, au început să apară tot ei cu întrebările. A, și câți bani faci? Și cum se face? Cum? Aș vrea și eu. Cum să fac? Ce să fac? După ce nici măcar un like. Bă, un like n-am, dar ce să mai zic de distribuția pe Facebook. Pe Facebook nu contează că eu încerc să fac educație, să deschid ochii tinerilor, să nu piardă bani la păcănele, să nu facă una, să nu facă alta. Ajut câte unul sărac, îi mai dau bani, ajut animalele, le dau să mănânce zilnic. Am 10 pisici pe care le hrănesc, pisici de aici din cartier. Ajut oamenii mai săraci. Nu contează că fac treburile astea. Pe Facebook-ul lor n-am cum să am distribuire. Facebook-ul lor e pentru manele, pentru figuri pe manele, pentru când mănâncă vreo friptură să se umfle, să vadă. Deci, mulți sunt la nivelul la care se laudă cu câte o friptură sau cu câte un cârnat pe care îl pun în tigaie, trebuie să vadă toată omenirea. De aia chiar îmi pare rău. Deci, sprijinul din partea prietenilor, foarte, foarte mic, foarte mic. Am mai spus și pe alte vloguri, pot nu să număr pe degete de la o mână persoane care m-au ajutat, bă, și măcar cu un sfat, dacă nu cu un like sau cu o distribuire sau cu un comentariu frumos. Persoanele pe care le cunosc, repet, și pentru aia care vor să apuce de YouTube, gândiți-vă de două ori înainte de a o face, că bine, vă ajut într-un fel să vă dați seama cine e cu adevărat cu voi și cine ține la voi și cine cui pasă cu adevărat. La mine n-a fost cazul. În schimb, am cunoscut câțiva oameni extraordinari și pentru asta sunt recunoscător providenței. Nu știu cum să spun. Nu vreau să folosesc nici cuvinte mari. Canalul ăsta e pentru toată lumea, nu e numai pentru intelectuali. Vreau să înțeleagă fiecare ce spun.
Deci eu mulțumesc providenței că m-am apucat de YouTube, că am cunoscut niște persoane într-adevăr extraordinare. Și niște oameni care chiar fac diferența. Și în același timp mi-am dat seama și de cei pe care am lângă mine. De așa zis și prieteni. Familia m-a susținut tot timpul necondiționat, dar treaba asta cu prietenii, cel puțin la mine n-a mers. Poate voi aveți prieteni mai supportive, mai, nu știu cum se spune în românește, mai atașați de voi, mai, nu știu. Eu nici nu mai am vârsta în care să umblu în anturaje și prietenii și treburi de genul ăsta și poate de aia. Poate ceilalți aveți o șansă. Pe mine, unul v-am spus, persoanele care m-au susținut atunci când m-am apucat de YouTube, se pot număra pe degete de la o mână. În schimb, v-am zis, după ce am depășit 10.000 de subscriberi, au început să apară întrebările. Cum faci? Ce faci? Câștigi mulți bani? Dacă am câți? Și așa mai departe. Dar înainte ca să ajung la cifra de 10.000 de subscriberi, unul a dat. V-am spus, au fost câțiva. Și le mulțumesc. Dar distribuție sau... Na, puțin. Puțin dintre ăștia care sunt cu mine. Mai mult prieteni din vechi, din trecut, au fost alături de mine, cu care nu m-am legătură de cel puțin 15 ani, sau necunoscuți, care au apreciat activitatea mea, au apreciat că încerc să ofer o alternativă de bun simț la ce se întâmplă pe YouTube-ul românesc. Chiar dacă mai scapă câte o înjurătură, asta este, suntem oameni. Cu toți suntem supuși greșelii, nu? Nu cred că nimeni perfect. Deci cam asta. Așa începem 9 ani. Pentru mine 2020, v-am spus, din punct de vedere profesional, a fost ok, chiar social. N-am treabă, nu sunt afiat după adunări, după prietenii, după cumetrii, după mulțimi mari. Am familia mea, am foarte mulți prieteni, dar mai mult am avut. Majoritatea sunt online în momentul de față. Pentru că asta e realitatea. Ne transferăm cu toții în mediul online. Asta o să fie. O să dispară și televiziunile și probabil și foarte multe dintre joburile fizice. S-a văzut deja cu această pandemie că foarte multe joburi, gen profesor sau altele, nu îmi vin în minte acum, se pot face online. Așa că va fi o trecere, zic eu, spre mediul online. Fraților, ne-am întins la vrăjeală, vă doresc un 2021 liniștit, mă. Să fiți sănătoși și să fiți liniștiți mental. Că restul astea cu banii și cu asta e poveste. Sănătate, înțelegere în familie și liniște aici la mansardă sus. V-am pupat, ai frumos și toate cele bune, să fiți iubiți.